Bună seara. Good evening. O emisiune absolut fascinantă pentru mine astăzi, pentru că am doi prieteni, spun, unul de aici, de lângă Dunăre, care se numește Andy Pușcă. Bună seara. Care este cel mai tânăr rector din România, al unei universități foarte importante pentru noi, cu un nume dedicat, Danubius. Și celălalt invitat este onorabilul provost Steve Michael, un rector tânăr de asemenea din Statele Unite ale Americii, Philadelphia, Universitatea Arcadia, una dintre universitățile importante ale Statelor Unite ale Americii. O să vedeți cât de important este inclusiv pentru președintele Statelor Unite, care a avut unul dintre speech-uri ținute la Universitatea Arcadia, primit cu plăcere de membrii acestei universități. Această emisiune, care de obicei ținea cont de pasiunile oamenilor, astăzi se ocupă de o pasiune mai veche a celor doi rectori aici de față. Educația universitară. Și aș vrea să nu uit că printre invitații acestei emisiuni este și translatorul nostru din această seară. Membru al Universității Danubius, Galați. Așadar, Andy. Eu vreau să mulțumesc întâi pentru invitația pe care am primit-o și face o deosebită plăcere să adresez salutul Universității Danubius în calitate de rector nou ales. Însă cea mai mare plăcere este să mă aflu printre prieteni și de aceea vă mulțumesc că am îndurarea pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o de a fi aici, alături de mine. Mulțumesc prietenului și bunului meu coleg Steve Michael și mulțumesc postului de televiziune TV Galați pentru ocazia de a împărtăși pasiunile noastre în cadrul acestei emisiuni. Steve? Spune-mi, te rog, pentru a câte ori ești în țara noastră, în mod special în Galați? Înainte de a vă răspunde la întrebare, aș vrea să-mi exprim bucuria și gratitudinea pentru invitația la această emisiune. De asemenea, aș vrea să mulțumesc colegului meu, domnul Andy Pușcă, și de asemenea oamenilor din Galați, oamenilor minunați din Galați. Cred că am venit la Galați de 5-6 ori, de fapt nici nu mai știu exact. If I can make it twice a year, I will. So it's a city that I've come to love. Așadar, pentru că am fost de atâtea ori, am ajuns să iubesc acest oraș. Andy, pentru mine este absolut surprinzător ca la 35 de ani să fie rectorul unei dita mai universități. Nu te încovoaie povara? Este o mare răspundere. La această vârstă, probabil că majoritatea persoanelor abia învață să preia o astfel
de funcție. Eu am început de vreme. Pot afirma că mă aflu în Danubius încă de la înființare și că am beneficiat de experiența oamenilor care au contribuit la dezvoltarea acestei universități. Așa că preluarea calității de rector pentru mine este, așa cum am afirmat, cu adevărat o provocare. Este în același timp o plăcere de a-mi pune în practică planurile pe care oricum le aveam și așteptam momentul aplicărilor. Consider că Universitatea Danubius va avea un parcurs de dezvoltare extrem de rapid, energic și racordat la realitatea zilei, realitatea internațională din domeniul educației. De ce te-am întrebat? Pentru că în Galați, în momentul de față, există două facultăți importante și mari. Două universități, iertare. Da, e vorba de Universitatea Dunărea de Jos, de stat, da? Și Danubius, cea care este particulară, cea pe care o reprezinți tu. Mi-e greu să cred că nu este o provocare intensă, pentru că marea majoritate a noastră a românilor avem tendința de a vorbi despre școala de stat, nu de cea privată. Ce faceți voi în plus? La această întrebare, probabil profesorul Michael va răspunde mai bine decât mine ce înseamnă cu adevărat o universitate privată. Eu pot spune însă că la Danubius, în Galați, noi am reușit să creăm un mediu academic modern, echilibrat și pregătit pentru viitoarele provocări ale societății. Veți vedea în câțiva ani, datorită legislației modificate frecvent și recent în mod substanțial, veți vedea care vor fi condițiile pe care un absolvent de facultate va trebui să le îndeplinească. Și dacă nu vom fi pregătiți și nu îi vom pregăti pe tinerii noștri absolvenți, mă refer, bineînțeles, la tinerețea spirituală, dacă nu vom ști să ne aliniem la standardele internaționale, ceea ce Danubius își propune, să devină o universitate cu adevărat internațională, atunci întreaga comunitate va pierde. Așa cum la chemarea reprezentanților autorităților locale. Noi am răspuns prezent de fiecare dată. Așa cum am pregătit din timp și de-a lungul anilor parteneriate strategice la nivel național și internațional, așa vor fi asimilați și absolvenții noștri pe piața muncii. Am enumerat câteva cuvinte cheie. Dinamism, responsabilitate, competență. Iar în ceea ce privește relația cu mediul academic galățean, vreau să vă spun că vom merge pe ideea de complementaritate. Galațiul merită să devină un oraș universitar adevărat. Acolo unde există mai mult de două universități specializate, complementare, un oraș în care există viață studențească, acolo unde plutește în aer spiritul tinerilor studenți, tuturor colegiilor și universităților care activează în respectiva regiune,
Și de aceea, așa cum și pe plan local s-a construit, s-a a pornit o strategie de dezvoltare comună în plan educațional, așa vom fi definiți de către viitorii noștri studenți, absolvenți și membri ai comunității. Am înțeles. Am să țin cont de sfatul pe care mi l-ai dat, așa printre cuvinte, academic, să-l rog pe Steve să ne spună ce înseamnă mai bine o altă formă de educație universitară, dar aș vrea să-l provoc pe Steve, da? Să-mi spună dacă există o diferență între școala de tip inițial german, mai nou sovietic, pe care noi am, de care am avut parte aici în România, și cel american pe care îl reprezintă. Și el știe cu siguranță ceea ce spun. Well, it is true that different nations or cultures and regions, că diferite națiuni și regiuni definesc sisteme de învățământ diferite. Dar toate au ceva în comun. Ele încearcă să pregătească noua generație. Ele caută adevărul. Încearcă să disemineze cunoștințele și încearcă să folosească cunoștințele pentru a face societatea să evolueze, pentru a spori civilizația. Așa că toate națiunile au niște lucruri în comun. Totuși, întrebarea este cum abordează diferitele națiuni problema învățământului universitar. În Statele Unite, majoritatea dintre cele mai bune universități sunt cele particulare. Multe dintre ele sunt, de fapt, mici. Noi credem că educația este cheia, este cheia pentru a-i face pe cetățeni să urce pe scara socială. Și dacă de fapt credem că este responsabilitatea societății de a crea acces la oameni, așa că noi oferim acces noi oferim posibilitatea oamenilor să aleagă. Al doilea lucru în legătură cu sistemul de învățământ american este faptul că oferă o deschidere spre educație, îi învață să se adapteze la mediile în permanentă schimbare. Sistemul de învățământ îi expune diverselor provocări. Așa că poți porni la drum învățând lucrurile de bază, poți să te specializezi, dar după o vreme îți schimbi direcția, așa că sistemul oferă flexibilitate în conformitate cu sistemul american. Am convingerea că, și noi am discutat în prealabil destul pe tema aceasta, un sistem de învățământ pe care l-a practicați la voi în state și din ce în ce mai mult la Danubius este învățământul la distanță. Fără să mă erijez în a fi vreun cunoscător în domeniu,
Trăiesc cu senzația că este un sistem foarte apropiat de ceea ce piața cere. Nu mănâncă atât de mult timp din timpul necesar vieții. Mă pot mula cu mare viteză pe schimbările de la o zi la cealaltă ale cerințelor. Și v-am provocat la vremea respectivă să-mi spuneți dacă e posibil ca eu, Lucian Țilea, la 51 de ani, să pot lua o licență la Universitatea Arcadia, Philadelphia, ca student utilizând o platformă ID de la Danubius. Asta apropo de tinerețe. Am menționat faptul că una dintre calitățile principale și unice ale sistemului american este faptul... This is your president. And this is your president in your Arcadia University. Yes, thank you. I love it. I was sitting beside him. Iată-l pe președintele dumneavoastră. Am avut ocazia să stau foarte aproape de el. Așadar, am menționat că o calitate unică a sistemului american de învățământ este faptul de a fi flexibil, faptul de a oferi educație pentru oameni diferiți. Este un mod scump de a oferi, o metodă scumpă de a oferi învățământ, educație universitară. Dar acest lucru îi ajută pe oamenii care nu-și pot părăsi casa, slujba, comunitatea pentru a veni la școală. Așadar, în loc de a le cere să vină, le oferim noi educația. Facem acest lucru prin programe de seară. Avem diverse formule de a face acest lucru. Așadar, învățământul la distanță este una dintre multele posibilități pe care le avem. La Universitatea Arcadia este posibil să îți termini educația printr-un sistem online și să-ți iei și diploma. Așadar, este posibil să faci acest lucru și ne dorim să semnăm un acord prin care studenții de la Danubius să poată ajunge la Universitatea Arcadia. Deci e posibil. Therefore, it is possible. Primii pași au fost făcuți. Noi promovăm intensiv învățământul la distanță și învățământul cu frecvență redusă. Considerăm că este o formulă a viitorului, dar chiar al prezentului. Suntem mândri de parteneriatul strategic pe care îl avem cu Arcadia University din Philadelphia, America. Trebuie spus, precizat faptul că avem o structură universitară dedicată științelor socio-umane, ceea ce ne asigură o complementaritate cu Universitatea Dunărea de Jos din același oraș pe care îl reprezentăm cu mândrie. Iar în privința colaborării cu Universitatea Arcadia, noi avem deja infrastructura creată. Studenții noștri beneficiază de această posibilitate de a lucra cu o platformă electronică americană, folosită de universități precum Harvard, Yale, Princeton, Oxford în Marea Britanie. Este o platformă open source creată de aceste mari universități și de specialiștii lor. Iar prin parteneriatul pe care l-am stabilit cu ani în urmă, prin intermediul unui acord bilateral
cu respectarea legislației ambelor țări, vom putea oferi în curând programe de studii studenților noștri aflați în români, aflați în România sau în afara țării. Îmi aduc aminte cu plăcere de momentele pe care le-am petrecut în Germania. Trebuie să recunosc un filo german. Și mai degrabă vorbesc germană decât engleză. Dar surpriza cea mare a fost în Aachen, în Germania, unde la intrarea în clinică, o treime din numele doctorilor de pe tabela erau din Statele Unite, restul din întreaga lume. Asta ar însemna, după mintea mea, că la Universitatea Danubius aș putea să găsesc o listă întreagă cu profesori celebri din Statele Unite care mă vor învăța pe mine, Lucian Țilea, prin platforma AID. Aș putea răspunde eu la această întrebare, dându-i apoi cuvântul lui Steve. Chiar în acest moment, la Universitatea Danubius, se desfășoară un program prin care studenți americani, însoțiți de profesori americani, studiază la Danubius în România. Au venit pentru a ne cunoaște și se vor întoarce pentru a urma un curs de pregătire în cadrul universității noastre. Metoda folosită, metoda de a fi împreună 24 din 24 de ore, este chiar această platformă online. Bineînțeles că noi am instalat deja, am creat cursul dedicat studenților americani. Se numește Study and Visit at Row, pe care studenții americani deja, site de curs pe care studenții americani deja l-au consultat, acolo vor avea resurse nenumărate la dispoziție și vor continua să studieze din America lucruri pe care noi aici, face-to-face, zilele acestea, le-am discutat. Urmează ca studenții români să beneficieze de aceeași procedură, aceleași metode pentru a deveni studenți americani. Steve, au ce să înveți americane de la noi? Can Americans learn anything from Romanians? Oh, yes. Motivul pentru care studenții de la Arcadia University sunt aici este faptul că românii au ce să le predea. Our plan at Arcadia University is to make sure that our students actually approach the globe, the world, as a learning classroom. O metodă pe care noi am avut-o în vedere este faptul că dorim ca studenții noștri să abordeze întreaga lume ca o clasă, să aibă această viziune globală. Și acest lucru înseamnă că toate culturile pot să ne învețe ceva, noi suntem nerăbdători să învățăm de la dumneavoastră. Aveți o cultură extraordinară, oameni extraordinari. Și dorința Statelor Unite este de a învăța de peste tot. Cu rugămintea ca să nu vă supărați preț de câteva minute, o să luăm o pauză publicitară și continuăm. O emisiune probabil ușor neobișnuită pentru cei care obișnuiesc să vadă pasionat de viață. Eu sunt mai mult decât încântat
Singurul cu care cu adevărat mă împiedică este faptul că trebuie neapărat să folosesc skills-urile unui profesionist în domeniul care traduce. Că altfel noi doi am fi vorbit cu multă plăcere în engleză pe care o știm noi. Da? Dar e bine să înțeleagă toată lumea ceea ce vorbim noi. După mulți ani de lucrat în Germania, pe care o consider în continuare una dintre țările importante europene și nu numai, după școala intensă de tip ruso-german, cu foarte multă teorie. Prima vizită în Statele Unite în 2004 a fost o mare și plăcută experiență pentru mine. Singura întrebare fusese inițial dacă și pentru unitatea de măsură timpul există și un alt mod de exprimare, pentru că mi-era greu să mă exprim în mile și inci. Dar am înțeles repede că cel mai important lucru de învățat era pragmatismul școlii americane. Pentru că din ceea ce am văzut, din programele universităților pe care am reușit să le vizitez, recunosc că tehnice, pentru că am un profil tehnic, niciunul pe 10 din teoria pe care am învățat-o nu era folosită. Și exemplele erau cele la putere. Oamenii învățau efectiv să muncească, să facă ceva. Nu exista un salt din școală în realitate. Ci se potriveau foarte ușor acolo unde le era locul. Și am senzația că dacă Ministerul Educației n-ar mai avea aceeași presiune ca asupra școlilor de stat și asupra școlilor particulare, s-ar putea schimba ceva. Greșesc, Andy? E o provocare. Este nu numai o provocare. Eu aș vrea să completez ceea ce ai spus. Am vizitat America, am vizitat multe universități, unele dintre cele pe care le-am enumerat deja, altele precum Arcadia University și multe alte universități, în special particulare, pentru că ele sunt cele mai bune în America și în multe țări dezvoltate ale lumii. Această iluzie, acest mit că învățământul de stat, care a fost primul în Europa, este adevărat, este mai bun, trebuie înțeles ca atare. Noi ne aflăm în perioadă de tranziție. Vechea metodă a universităților de stat trebuie îmbunătățită, iar universitățile private sunt primele care preiau din civilizația occidentală reprezentată și de America cele mai noi, moderne metode care vor deveni o tradiție în România. Nu aș dezvolta decât similitudinea între universitățile de stat și cele particulare. Sunt convins că da. Nu există diferență decât în privința modului de a gestiona patrimoniul. Statul este fondatorul universităților publice, de stat, pentru că universitate publică suntem și noi, în timp ce universitățile private au, ca fondator, o persoană, o organizație în regim privat. Cineva. Asta este singura diferență. În rest, capacitatea de a te adapta la cerințele pieții,
de a te adapta la noutate, la ceea ce studenții vor și intenționează să studieze, asta poate că reprezintă avantajul universităților particulare. Poate. Profesorul Michael, prezent aici, ne poate explica mai mult, însă ceea ce vreau să subliniez este faptul că am văzut în America un partener strategic și vom face ceea ce consider necesar, tot ce considerăm noi necesar la Danubius, pentru a dezvolta o relație foarte strânsă cu sistemul de învățământ american, vest-european, și cred că și studenții sunt în asentimentul nostru. Please, Steve. Let me just say something about this public. Permiteți-mi să fac o afirmație în legătură cu universitățile particulare și de stat. It is a matter of pragmatic approach. E doar o problemă de abordare pragmatică. The increasing challenge of educating în privința citizens. Continuei provocări de a dezvolta educația cetățenilor. Când călătoresc, ori de câte ori călătoresc prin întreaga lume, observ că cel mai rapid sector este cel al învățământului universitar privat. Prin numărul de universități, prin numărul studenților înregistrați, înscriși din India, China, România, din orice țară, veți observa că este mult mai rapidă creșterea, dezvoltarea învățământului privat universitar. Sigur. Și noi răspundem la provocarea de a ne educa cetățenii. Așadar, dacă este o prăpastie, învățământul universitar privat o va umple. Ceea ce trebuie să facem este să privim mediul, să-l analizăm, for private higher education systems to flourish. Și să găsim un astfel de mediu pentru ca învățământul privat să înflorească, să menținem calitatea and set them free. Și să îi lăsăm liberi să fie eficienți. Așadar, acesta este lucrul pe care trebuie să-l facem. Nu să le impunem limite, ci să îi lăsăm să fie liberi. If you come to the United States, you will discover that the state universities are behaving more and more like the private sector. Veți observa, dacă veniți în Statele Unite, că învățământul de stat este se comportă din ce se comportă în ce, din ce, în ce mai mai asemănător cu universitățile particulare. And the reason is because government funding to private, I mean, to the public or the state institutions has been going down relative to the need of those institutions. Și acest lucru se întâmplă pentru că instituțiile publice sunt cele care oferă fonduri universităților de stat. Așadar, și acest lucru, așadar, universitățile de stat caută fonduri private pentru a își suplimenta veniturile, pentru că acestea scad din ce în ce. Așa se întâmplă în momentul de față, veniturile oferite de asta se întâmplă în momentul de față cu universitățile de stat care practică taxele. Lucru care nu este conform Constituției. Nu? Greșesc? Așa este.
So you see that the tuition that the state your institutions are charging has been increasing. Așadar, veți observa că taxele pe care le percep universitățile de stat cresc. Mm-hmm. Bun, Steve, îl provocam pe Andy acum și spun ție pentru că am avut discuția cu el, îl provocam acum câteva zile să vorbim despre Danubius ca despre o afacere. S-a zbârlit academicianul din interior. Da? Ei fac școală. Mi-am zis. Se ocupă de educație. Dar până la urmă ajungem la același lucru. E vorba de business aici. Pentru că, din punctul meu de vedere, profitul nu înseamnă numai bani. Marele profit este rezultatul educației. Iar eu, care vin din lumea privată, de 22 de ani sunt total nemulțumit de ce iese din școală. Nu știu dacă la noi cineva măsoară aceste rezultate, dar eu vă spun că în calitate de angajator sunt foarte dezamăgit la aproape toate nivelurile. La voi în America măsurați rezultatele educației? Well, thank you for asking this question. Mulțumesc pentru că ați pus această întrebare. Dar permiteți-mi să mă întorc la problema educației ca afacere. That is another one of the features or the characteristics of the United States. Una dintre caracteristicile sistemului american este faptul că noi ne orientăm spre afaceri, noi înțelegem afacerea învățământului universitar. Și afacerea nu înseamnă neapărat profit, așa cum ați spus. Credem că primim resurse, noi dorim să ne descurcăm cu aceste resurse și să venim în întâmpinarea cerințelor studenților. Vorbind despre afacerea învățământului universitar, e confortabil pentru noi să vorbim despre acest lucru. Câteva dintre lucrările mele se ocupă exact de acest subiect, despre sistemul universitar ca afacere. It is also important for us to know that to talk about being profitable. Este important pentru noi să fim profitabili. Does not necessarily mean in dollars. Acest lucru nu se referă neapărat la profitul în dolari. The needs and the challenges of society. În a veni în întâmpinarea cerințelor societății și nevoilor acesteia. Întrebarea este cum măsurăm acest lucru. În Statele Unite avem modalități de asigurare a calității în învățământul universitar. Avem un sistem de acreditare. All credible universities, higher education institutions, have to be accredited. Toate instituțiile de învățământ superior trebuie să fie acreditate. This is done from every 5 years or 7 years. Acest lucru se face odată la 5 ani sau la 7 ani. External people will come to the university. Și oameni din exterior vin la universitatea respectivă. Has reviewed itself and submitted a report. După ce universitatea a conceput un raport, a adunat date. And the purpose of the visit is to audit the university. Și scopul vizitei este să evalueze universitatea și să se asigure. To make sure that what they are teaching, what they claim they are teaching is actually what they are teaching and there is resources. Să se asigure de faptul că ceea ce profesorii pretind că predau chiar predau. Să verifice toate detaliile, performanța. So all those things are critical.
Așadar, toate aceste cerințe sunt foarte importante și de aceea suntem parte a organismului internațional de asigurare a calității la nivel internațional. În ultima săptămână a lunii mai vom avea o conferință în Rusia, Danubius face parte, Arcadia face parte, Universitatea Voroneț din Rusia va participa și vom vorbi despre evaluarea universităților și colegiilor cu scopul de a internaționaliza asigurarea calității. Eu aș vrea chiar să completez aceste lucruri. Noi știm, bineînțeles, despre multe lucruri despre sistemul de învățământ românesc și noi parcurgem aceleași etape în privința evaluării calității. Este chiar sistemul american transpus în legislația românească și astfel putem spune că cele două universități sunt compatibile la nivelul asigurării calității. Pot fi rău un pic? Te rog. Măcar de 12 ani încoace, sistemul de asigurare a calității de tip ISO a făcut ravagi în România. Și așa de multe ravagi care și un preț deja. Preț care, de fapt, nu mai înseamnă deloc o acreditare. Chiar asta o spun din experiență. Pentru că implementarea sistemului de asigurare a calității, oricare ori fi acelea, au devenit doar o documentație și atât. Se poate face mai mult? Mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebare. Sistemul de învățământ este supus acreditării calității specific, respectând modalitatea de evaluare a Agenției Naționale de Acreditare, numită ARACIS. Este un alt sistem, cel aplicat universităților. Este un sistem similar cu cel american. Noi am fost evaluați și supraevaluați de fiecare dată. Am trecut prin întregul flux al acreditării și autorizării programelor la cel mai înalt nivel și am dublat această acreditare a calității cu sistemul recunoscut internațional numit ISO, așa cum ai spus, care presupune o formularistică, o documentare distinctă de acreditarea învățământului superior. Ceea ce vreau să spun în completarea informațiilor pe care Steve le-a dat, noi la Danubius am analizat contextul regional și național în care ne aflăm și am considerat necesar ca prin însuși documentul fundamental al oricărei universități, Carta Universitară, să stipulăm că suntem deja o universitate antreprenorială. Eu înțeleg ceea ce discutăm noi astăzi prin raportarea învățământului la mediul de afaceri, la business. Înțeleg paralela universitate-întreprindere, antreprenoriat, deci. Însă valorile noastre sunt, în primul rând, umane, științifice, pentru că din punct de vedere financiar, noi suntem instituție non-profit, ca oricare altă universitate de stat sau particulară din lume. Asta pentru restul lumii, care nu știe ce înseamnă un ONG, sau, da, nu ar însemna să nu explic că, ba da, face profit, dar nu pentru fondator. Pentru fondatori.
Ea face profit pentru interior, pentru că profesorii trebuie plătiți, cartea costă bani. Da? Dacă am să-l întreb pe Steve acum, aproximativ, care este taxa anuală pentru un, pentru un student, probabil că ne vom speria. Făcând comparația cu prețurile pe care universitățile românești le, le practică. Am I right? We'll get scared if we find the American fee. Well, yes, but you cannot make direct comparison. Bineînțeles, dar nu putem face o comparație directă. The cost of living in United States and what we pay our professors. Pentru că nivelul de trai din America și felul în care ne plătim profesori este diferit. Ele sunt de înțeles. So we cannot look at the tuition fee of United States and compare it. Așadar, nu putem să avem în vedere taxele din America și să le comparăm în mod direct cu taxele din România. But the issue of profits is also an interesting thing. Problema profitului este una interesantă. We have three sectors in United States. Este adevărat că avem trei sectoare în Statele Unite. System. Avem sistemul de stat, avem sistemul privat, iar sistemul privat e împărțit în două, non-profit sau nu pentru profit, și apoi este cel cu profit, universitățile cu profit. Vorbim despre Universitatea Phoenix. And the profit ea a fost creată pentru a crea profit și profitul se împarte celor care investesc în ea printr-o revenue that comes from the operation is put back into the business of the university. Când vorbim despre o universitate non-profit, înseamnă că ceea ce obținem este este din nou investit în instituția respectivă. This is why an institution like Acadia can award millions of dollars in scholarship every year. De aceea Universitatea Arcadia poate investi milioane de dolari în surse în fiecare an. So the net revenue you get, you put it back into society. Așadar, profitul pe care îl obții, îl investești în societate. De ce facem acest lucru? Facem acest lucru pentru că noi credem că oamenii săraci pot fi inteligenți, inteligența își găsește locul în societate. Și obligația noastră este de a le oferi acces tuturor la educație. Și dacă obținem profit, primim, păstrăm banii și îi refolosim Steve, pentru universitate. Andy, îmi pare extraordinar de rău că au trecut 50 și ceva de minute. Pentru mine este, ca de obicei, o mare plăcere să stau de vorbă cu voi, pentru că am mai discutat. Sper din toată inima să mă pot înscrie la cursurile Universității Danubius, pentru că mă interesează un degree în management la Philadelphia, la modul foarte serios. Sper să se poată. Da? Și aștept detalii din partea voastră. Nu e o glumă, deci efectiv îmi doresc treaba aceasta. Am convingerea că sunt foarte mulți oameni de-ai locului care își doresc asta, să poată urma cursurile Universității Arcadia din Philadelphia fără să zboare 9 ore cu avionul? Minimum. Minimum. Și pe foarte mulți bani. Sper că nu v-am săcăit cu întrebările mele. Sper să ne reîntâlnim în luna mai, când aș vrea să vă arăt ce înseamnă zona Galați-Brăila încărcată de păsări, pentru că atunci vin ele toate. Atunci vine primăvara cu adevărat. Și să vă arăt ce înseamnă o Românie de 7000 de ani.
Mulțumim pentru invitație și keep in touch. Well, thank you for the invitation. I understand your problem. Mulțumesc pentru invitație. There's no better passion in life than seeking knowledge through education. Wow. Pot să, pentru că emisiunea dumneavoastră se referă la pasiune, pot să vă spun că nu există o pasiune mai mare în viață decât căutarea cunoștințelor. Încă o dată mulțumesc și o seară minunată vă doresc.